numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Iubiți credincioși, pentru a putea participa cum se cuvine la celebrarea Sfintei Liturghii în cea de-a cincea duminică din postul mare, acum la început ne recunoaștem păcatele, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru ele, îi implorăm milostivirea sa divină pentru a ne susține în a ne converti și atinte la sfințenie. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păgătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, că ajutați de Tine să trăim și noi în dragostea care L-a făcut pe Fiul Tău să-și dea viața din iubire pentru lume. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. Domnul spune: Iată, vin zilele, oracul Domnului, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda o alianță nouă. Nu ca alianța pe care am încheiat-o cu părinții lor, în ziua când i-am luat de mână și i-am scos din țara Egiptului, alianța mea pe care ei au rupt-o, deși eu stăpâneam peste ei, oracolul Domnului. Aceasta este alianța pe care o voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, oracolul Domnului. Voi pune legea mea în lăuntrul lor și în inima lor o voi scrie. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nimeni nu-l va mai învăța pe aproapele său și nimeni pe fratele său, zicând: Cunoaște-l pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, oracolul Domnului. Căci eu le voi ierta nelegiuirile și de păcatele lor nu voi mai aduce aminte. Cuvântul Domnului.
creează în mine, Dumnezeule, o inimă curată. Dumnezeule, după marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. În mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duc statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. Apoi bucuria mântuirii tale și întărește-mă cu Duh binevoitor. Atunci voi învăța pe cei fără de lege căile tale și cei păcătoși la tine se vor întoarce. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, în zilele vieții sale pământești, Hristos a oferit cu strigăte puternice și cu lacrimi rugăciuni și cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei lui. Și deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit, iar după ce a fost făcut de săvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de El. Cuvântul Domnului. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, spune Domnul, iar acolo unde sunt eu va fi și cel care mă slujește. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, printre cei care au urcat să se prosterneze de sărbători, erau unii greci. Aceștia s-au apropiat de Filip, cel care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat: Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei, iar Andrei și Filip au venit și i-au spus lui Iisus. Iisus le-a răspuns: A venit ceasul ca Fiul omului să fie glorificat. Adevăr, adevăr vă spun, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Însă dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde. Cine își urăște viața în lumea aceasta, o păstrează pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Iar acolo unde sunt eu, va fi și cel care mă slujește.
Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce să spun? Tată, salvează-mă de ceasul acesta? Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta. Tată, glorifică numele Tău. Atunci a venit o voce din cer. L-am glorificat și iarăși îl voi glorifica. Mulțimea care stătea acolo și care auzise, spunea că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger i-a vorbit. Iisus a răspuns, nu pentru mine a răsunat vocea aceasta, ci pentru voi. Acum are loc judecata acestei lumi. Acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară, iar eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine. Spunea aceasta, arătând de ce moarte avea să moară. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Cucernici părinți, stimați iubiți credincioși, aș începe cu o întrebare. Dumneavoastră, vă plac martirii? Adică, ați considerat vreodată că martirii sunt niște oameni perdanți, sau cum ar spune alții, niște oameni fraieri care n-au știut să se descurce, sau sunt niște oameni cu adevărat eroi care știu să ofere cei mai bun, adică viața și sângele lui Dumnezeu pentru un bine mai mare? E o întrebare veșnică, cred eu, și părerile vor fi totdeauna împărțite. Oamenii care iubesc pe Dumnezeu vor crede și credem că sunt cu adevărat niște oameni excepționali, iar oamenii care n-au credință vor spune, n-au știut să se descurce. Să intrăm puțin în profunzimea problemei, pentru că, într-adevăr, rămâne o întrebare pentru toți. Suferința liber acceptată are valoare în fața lui Dumnezeu? Vom vedea. Sigur că, mai întâi de toate, aș vrea să intrăm în ambientul acestei Evanghelii. Ne aflăm după intrarea lui Iisus în Ierusalim, după florii și înainte de patimile Domnului. Deja începuseră celebrările Paștelui, pentru că la evrei durează 7 zile. Și veneau popoare de peste tot. Ați văzut, sau vă dați seama că și cu Iisus veneau mulțimi imense din Galileea, din Samaria și din toate părțile Galileei. Iudeii veneau la Ierusalim, mulțimi, deci vă rog, rețineți cuvântul. Apoi veneau la Ierusalim și din diaspora, adică evrei din afara granițelor Țării Sfinte, așa cum erau și grecii amintiți în Evanghelie, dar tot evrei, numai că de altă limbă și din afara granițelor. De fapt, dumneavoastră trebuie să știți că totdeauna au fost evrei mulți în toată lumea și în diaspora, până în zilele noastre. E interesantă întrebarea lor. Am vrea să-L vedem pe Iisus. Nu ni se spune de ce să-L vadă. Bănuim doar că, aflând, cunoscând toate minunile pe care le-a făcut, tot ce a vorbit, acești oameni erau curioși, mai ales probabil că se vorbise și despre triumful sau intrarea triumfală de duminică dinainte. Am vrea să-L vedem pe Domnul. Eu consider că este o întrebare firească a fiecărui om și parcă îi apreciez pe acești greci care au această curiozitate. Vreau să-L văd pe Domnul. Dumneavoastră aveți această curiozitate. E firească, e normală. Vrem să-L vedem pe Domnul. De multe ori, e adevărat, credința se naște din curiozitate.
un om care nu l-a cunoscut pe Hristos întreabă, dar tu ce știi despre Hristos? Și poate să ne întrebe și pe noi. Depinde ce răspuns mulțumitor, mai mult sau mai puțin vom da. Dacă îl vom converti sau nu. Dacă îl vom convinge sau nu. Și acești greci, zic, care parcă ne precede în căutările noastre, vor să-l vadă pe Iisus. Și apelează la un oarecare, nu știu dacă îl știau că e apostol sau nu, Filip, și apoi Filip și Andrei. Iată două persoane care conduc oarecum un drum al grecilor către Domnul. Dar Iisus nu răspunde nici așa, nici așa. Probabil nu vrea să răspundă unei pure și simple curiozități. Dar el schimbă subiectul și îl pune exact la timpul respectiv, când el se afla între gloria florilor și deja momentele care se apropie. În această situație, Iisus Hristos are trei sentimente. Trei sentimente care se cheamă neliniște, mai întâi, chiar așa se spune, a venit ceasul ca Fiul omului să fie glorificat. A venit ceasul. E interesant. Când se mai spune că a venit ceasul? La nunta din Cana Galilei, încă nu mi-a venit ceasul. Ceasul în care Dumnezeu să fie revelat, glorificat. Și ajungem și la acest nume imediat. În al doilea rând, Iisus avea încredere. Știa că Dumnezeu va fi cu el. Și în al treilea rând, ceea ce este foarte important și o să facem paralela și cu martirii, avea speranța și încrederea victoriei. Știa că va fi victoria. Fiul omului trebuie să fie glorificat. Ce înseamnă a glorifica? E puțin mai greu, dar o să îmi permiteți în câteva propoziții doar. A glorifica, în limbajul nostru uman, profan, înseamnă să-i dai cuiva cinste, să-i pui coroană pe cap, să-l preamărezi, să-l lauzi, să-l ridici în slăvi, să-l evidențiezi și așa mai departe. Însă, pentru a glorifica pe Dumnezeu, înseamnă să se facă Dumnezeu cunoscut. Vă amintiți de episodul acela în care, în pustiu, vorbim de rugul aprins, Dumnezeu s-a glorificat prin prezența sa în rugul aprins. Deci prezența lui Dumnezeu înseamnă glorificarea lui Dumnezeu. Și abia acum, în aceste zile de patimă și înviere, Dumnezeu va fi glorificat, adică va fi cunoscut. Vă amintiți de asemenea că în fața crucii acel centurion spune, da, când era pe cruce, da, acesta cu adevărat era Fiul lui Dumnezeu. Abia în aceste zile va fi cunoscut cu adevărat. Apoi nu mai spunem de înviere. Iată așadar, iubiți credincioși, vorbim despre această glorificare a lui Dumnezeu prin suferințele lui Iisus Hristos. Acum, sigur că dacă ne gândim bine, Iisus putea să facă ceea ce n-a făcut niciodată, o minune pentru el. Să se penească toți dușmanii săi. Să îmbolnăvească, să moară în fața lui toți criminale și călăii săi. Niciodată Iisus nu face o minune pentru el, pentru a respecta libertatea omului, dar și pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Prin suferința sa, prin suferința liber acceptată. Vă rog să rețineți acest aspect. Liber acceptată. Spuneam că el, cu puterea sa, putea să scape de aceste suferințe. Putea să facă o minune, să facă un semn negativ, poate, pentru a scăpa. Ei, nu face. Pentru că el vrea ca să împlinească și voința lui Dumnezeu, dar prin suferința liber acceptată să salveze lumea. Și vreau să explic puțin acest termen, suferința liber acceptată. Să zicem că un misionar care pleacă în misiune va suferi foarte mult acolo, de căldură, de foame, de pericole, de pustiu și de toate. Dar el își asumă această suferință știind că el va salva suflete, va aduce vestea cea bună în acele locuri. Suferința liber acceptată. Damian Leprosu, un caz.
omul acesta, olandez fiind, merge în insulele Molokai, acolo unde erau leproși, știind că se va îmbolnăvi, dar el acceptă această suferință și o asumă pentru a salva. Maica Tereza de Calcuta și alți oameni care au mers poate departe, în alte țări, în sărăcia maximă, au mers și au asumat sărăcia, pentru care este o suferință, și riscul unor boli grave. Au mers asumându-și această suferință pentru a salva. Cam așa, cred eu, că ar trebui să înțelegem și suferința lui Hristos. Sigur că nu sunt un adept al suferinței, nu fac apologia suferinței, Doamne ferește, să nu creți acest lucru. Și eu iau pastile, tot, sau dacă ne doare capul, luăm medicamente. Dar am vrut să facem o diferență între o suferință care ne vine și ne copleșește, poate, dar una care este liber, asumată, acceptată, primită și poate chiar cerută. În privința aceasta, sigur că Iisus ne mai face și o mică parabolă, exact cu bobul de grâu care moare. Majoritatea de aici, cred că ați semănat-o în viața dumneavoastră, un strat cel puțin, dacă nu mai mult. Poate n-ați fost la întinderi imense, lanuri mari, dar un strat tot ați spus. Și când puneați în pământ sămânța de care a fi fost ea, vă uitați să fie frumoasă. Și cred că aveți exact aceleași sentimente care le avea și Iisus Hristos în fața suferinței. De exemplu, puțină durere aveam. Măi, chiar cea mai bună s-o pun în pământ. Ne trecea prin gând această, să-i spunem, mică teamă sau durere. Dar în al doilea rând, noi aveam o încredere. Eu știu că o pun aici pentru că așa e bine, pentru că așa voi căpăta rod. Și în al treilea rând, aveam această siguranță a victoriei. Știam că de acolo va ieși o plantă frumoasă care ne va bucura în vară sau în toamnă. Deci această parabolă a bobului de grâu sau a oricărei semințe este exact identică cu mersul suferinței asumate. Adică știm că trebuie să acel bob să moară, să putrezească și apoi va da rod extraordinar. De aceea revin cu întrebarea de la început. Martirii sunt oamenii care au fost sămânța cea bună, sămânța poate cea mai valoroasă a acestui pământ, dar care, intrând în pământ, în pământul suferinței și al morții, au rodit. Și bine spunea Tertulian că sângele martirilor este sămânța creștinilor. Mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, dacă n-ar fi existat, n-a fost de dorit, Doamne ferește, dar dacă n-ar fi existat în biserica noastră creștină de 2000 de ani, aceste milioane sau miliarde de martiri, oare cum ar fi fost biserica noastră? Greu de zis. În forma aceasta, eu cred că ea este împodobită cu sângele lor. Și totdeauna când citim parabola cu sămânța care cade în pământ și aduce rod, ne gândim cu siguranță totdeauna la preasfințitul Anton Durcovici, pentru ziua căruia s-a ales chiar această Evanghelie de astăzi. Și în privința aceasta aș vrea să închei cu niște mărturii despre această suferință a episcopului asumată. Pentru că toți au spus, care l-au cunoscut, nu s-a plâns, ci a oferit această suferință. Și iată câteva mărturii despre care vorbeam. Preasfințitul sau cardinalul Iuliu Hosu dă următoarea mărturie despre episcopul nostru martir. Când era aproape de moarte, l-au scos din celula 44 și l-au izolat. Aceasta era procedura celor fără de suflet să izoleze pe muribund, lăsându-l părăsit ca pe o vită căzută la margine de drum, iertați cuvântul, dar aceștia și la moarte păgânește s-au purtat cu el și cu toți cei ce treceau la veșnicie. Câteva vreme a mai trăit aproape uitat în celula sa, fără niciun ajutor în neputința sa, dar totuși s-a mai aflat acolo un milițian mai bun la inimă, Piccolo, el a fost de ajutor întru toate și ne aducea și vestea despre starea sa în zilele grele. Prin el au ajuns frații noștri să vorbească la ușă cu dânsul. Nu știa cine este la ușă și așa, din precauțiune, a spus în latinește: Orate pro morte mea bona, pro extrema perseveranția.
rugați-vă pentru moartea mea bună, pentru statornicie până la sfârșit. Cerea rugăciunea fraților pentru statornicia până la sfârșit și pentru o moarte bună. Așa s-a stins Anton Durcovici, episcopul Iașilor, în temnița Sighetului, pentru credință și pentru alipirea cu dragoste de credincioșii săi până la sfârșit. Iar episcopul Ploscaru, un alt episcop care a stat 14 ani în închisoare, dă mărturia următoare. Adus la închisoare din Sighet, episcopul Anton Durcovici a fost supus multor suferințe. Fiind și bolnav de stomac, avea probleme din cauza alimentației. Înainte de a fi izolați, fiind încă cu ceilalți 6 în celulă, am aflat că episcopul Anton Durcovici este în celula 13. Când măturam pe coridor din fața lui, din fața ușii lui, îl întrebam cum se simte și spune: mor de foame, nu pot mânca nimic din ce îmi dau aici. După ce am fost izolat, am ajuns pe același nivel cu el, chiar în apropierea celulei sale. De câteva ori am putut vorbi împreună. Îmi cerea doar să mă rog pentru el. Printr-un gardian omenos mi-a trimis mie pâine și marmelada pe care nu le mai putea consuma. Gardianul nu știa cine este. Conducerea închisorii l-a izolat când a văzut că e pe moarte. De fapt, a fost lăsat să moară de foame singur ca să nu se știe că a murit. Iubiți credincioși, închei cuvântul meu de azi cu aceeași întrebare. Martirii sunt oameni victorioși sau niște oameni care au pierdut? Iisus este un pierdant sau un victorios? Episcopul Anton Durcovici este un pierdant sau un victorios? Prin creștinism, prin valoarea suferinței asumate, prin valoarea învierii, știm sigur că toți aceia care suferă prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, vor fi niște victorioși. Întrebarea mea este ultima. Ce facem cu suferința noastră? O oferim pentru binele Bisericii, pentru slava lui Dumnezeu, pentru salvarea noastră și a celor din jurul nostru? Depinde ce facem noi. Suferința poate deveni un mărgăritar prin care noi să convertim lumea, prin care noi să ajutăm pe cei de lângă noi. Martirii sunt floarea Bisericii, sunt mărgăritarele Bisericii care au știut să înțeleagă exact și bine acest citat. Dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Însă dacă moare, aduce mult rod. Lăudați să fie Iisus Hristos! Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. S-a de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin.
fraților preiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a eliberat de orice păcat prin suferințele și moartea sa pe cruce. Doamne Iisuse Hristoase, care ai binevoit să fii Fiul Tâmplarului din Nazaret, te rugăm binecuvântează biserica ta și binecuvântează munca Sfântului Părinte Papa. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește celor bătrâni răbdare și sinănătate în suferințele vieții, întrește pe cei bolnavi cu prezența ta și întâmpină-i cu bunătate pe muribunzi. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca lumina ta să strălucească în viața celor care ți s-au consacrat în mod deosebit. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne tuturor atenție față de inspirațiile Duhului Sfânt și generozitate în a le înfăptui. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă-ne pe toți la timpul cuvenit în templul măririi tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule milostiv, Tu privești cu îndurare la toți cei care se întorc la Tine și Te caută. Fă-ne și pe noi părtași de îndurarea Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa mea, ascultă-ne, Dumnezeule Atotputernic, pe noi slujitorii Tăi pe care ne-ai hrănit cu învățătura credinței creștine, și purifică-ne, te rugăm, prin puterea acestei jertfe, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu, spre mântuirea firilor Tăi,
ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să răvnească purul bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numărul Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscându-ne jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întărind credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu Episcopul nostru Petru,
cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Demnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și de iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu le duce pe noi în ispită. Mântuiește-le, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea lumii. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuie și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mierul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care e asupra Sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu supăra de nici să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul.
Să ne rugăm. Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, să ne dea harul de a fi pururi mădulare vii ale Fiului Tău, cu al cărui trup și sânge ne împărtășim, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Gerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și grumește-mă pe mine, care sunt încredințație prin mila lui Dumnezeu. Amin. Câteva anunțuri pentru săptămâna care urmează, mai ales că ne apropiem și de Paști. Copiii de la Centrul de Plasament Sfânt Iosif oferă spre vânzare pe lucrări ca și ei să poată fi ajutați să-și achiziționeze lucruri necesare în căminul lor acolo. Miercuri 25 martie este sărbătoare, nu este de poruncă, programul liturghiilor va fi ca în zilele de lucru, însă la ora 7 seara, în aula sinodală, aici la subsol, va avea loc o conferință despre importanța vieții, celebrându-se și 20 de ani de la apariția enciclicei Evangelium Vitae, Evanghelia Vieții. Vor conferenția Părintele Felician Tiba și doctorița Agnes Bacușcă. Papa Francisc cere pentru acest post mare tuturor creștinilor o zi de rugăciune și de penitență. Așadar, aici în catedrală, la sfatul preasfințitului Petru Gherghel, vineri, 27 martie, va fi o zi de rugăciune continuă de la 6:30 dimineața cu prima liturghie și până la liturghia de seară. Sigur că diferite grupuri pot să organizeze câte o oră de rugăciune, iar în timpul rămas liber se va recita Sfântul Rozariu în continuu. Toți sunteți invitați la această zi de rugăciune, pentru că toți, absolut, avem nevoie și de penitență și de rugăciune. Miercuri, 25 martie, la cimitirul Buna Vestire din Iași, în ziua Bunei Vestiri, desigur, se va celebra o sfântă liturghie la ora 18 în capela catolică a cimitirului, iar preoții de la Biserica Sfânta Tereza vor fi și înainte pentru binecuvântarea mormintelor pentru cei care doresc. Duminica viitoare, în Duminica Floriilor, programul de după amiază se modifică așa ca în fiecare an, de fapt, de florii. Nu vor mai fi după amiază două sfinte liturghii, ci doar una, la ora 5.
deci liturghia de la 16 și 18 se suspendă pentru a fi liturghia pontificală cu toți tinerii din Iași la ora 17. Acestea fiind spuse, vă doresc tuturor o săptămână binecuvântată de Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Binecuvântează, Doamne, poporul Tău care așteaptă darul îndurării Tale și fă să primească din dărnicia Ta ceea ce dorește, inspirat fiind de Tine, prin Hristos, Domnul nostru. Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.